În 2007, familia Vesa a început proiectul umanitar Shoebox din dorința de a-l învăța pe propriul lor copil să împartă din jucăriile și hăinuțele lui cu copiii sărași din bloc, care nu aveau ce avea el. Pus apoi ca status de messenger și introdus în micile grupuri tematice de e-mail, proiectul a început să adune tot mai mulți adepți. Toți doresc ca în preajma Crăciunului să pună un zâmbet pe fețele copiilor sărmani din orașele în care locuiesc. Anul acesta au fost deschise 80 de centre de colectare în 50 de orașe. Anul trecut eram numai la nivelul României, anul ăsta diaspora română de peste tot din lume a intrat masiv. M-au sunat din Australia, din Germania, din Anglia, din Franța, din Belgia, din Cehia, din Slovacia. Români plecați la muncă, români plecați de tot, români aflați în diferite conjuncturi acolo vor să ajute și trimit cu tine în România. Darurile ajung la copiii din centrele de plasament, dar și la micuții în nevoie. Uneori ai acea stare de, nu știu, să bați la ușa vecinului și să-i spui vreau să te ajut. Nu prea facem lucrul ăsta, deși am putea să-l facem. Și atunci ți-e mai ușor să vii să ne spui nouă, de exemplu, știi, vecinul are 4 copii, nu stau foarte bine. Cred că ar fi bun să fie pe lista voastră la destinatari. Și apare un voluntar la ușă, care îi bate la ușă, îi spune Crăciun fericit, îi dă o cutie sau două sau câți copii are și spune pentru copiii dumneavoastră și pleacă. Oricine poate face un astfel de dar. În cutie se pot pune articole de igienă, dulciuri neperisabile și articole de îmbrăcăminte. Acestea pot fi și folosite dacă sunt în bună stare și merită făcute cadou. Donatorii vor vedea pe Facebook unde a ajuns cutia lor. Toate detaliile despre cum trebuie făcut pachetul și unde poate fi depus pot fi găsite pe shoebox.ro.